Bomba ce amenință să destabilizeze USL-ul din Gorj se poate detona oricând. Primarii Marian Rotaru și Sorin Bucurescu sunt hotărâți să demisioneze dacă nu se păstrează actualii consilieri și pe listele electorale pentru alegerile din 10 iunie. M-am spus că este posibil, nu dorim să părăsim alianța, am spus că e posibil în cazul în care nu fac lista de consilieri cu așa cum e firesc și normal. Ca Partidul Social Democrat să-și păstreze în continuare 6 consilieri, cât are în momentul de față. Nu am spus că dorim, am spus că e posibil și altă variantă, că dacă nu ne înțelegem, să subînțelegem. Logică, trebuie să candideze la un alt partid. Cei doi primari spun că sunt deja în tratative cu partidul lui Dan Diaconescu, unde vor veni și cu cea mai mare parte a organizațiilor din localitățile pe care le reprezintă. Bineînțeles că singura formațiune care ar mai fi e PP-ul, a domnul Prunariu. Și ați avut o discuție de principiu cu dumneavoastră? Da, discut permanent cu domnul Prunariu. Noi discutăm permanent, nu e ceva... Discutăm și astăzi și ieri, discutăm în fiecare zi. Aceleași nemulțumiri le are și vicepreședintele PSD Puiu Diaconescu, care spune că tovarășii din partid au participat la înșenarea scandalului sexual în care s-a spus că a fost implicat, pentru a fi scos pe linie moartă, el nemai ocupând un loc pe lista consilierilor județeni. Dacă nu îi se promite un loc pe listele parlamentare, va migra alături de colegii săi primari din Leleș și Slivileș către PPDD. Nu este posibil partide mari cu o organizație foarte bine pusă la punct până în ultima localitate să nu duci lista de consilieri până în ultima zi, datorită faptului că nu semnează președintele PSD-ului, că nu semnează președintele PC-ului sau al PNL-ului. Sunt alte partide care stau la pândă și culeg și de-abia așteaptă să fie ceartă, să fie balamuc și să ia oameni. Plecări se anunță la bursa zvonurilor politice și din alte partide după depunerea listelor de candidați.